hai mă să certăm un pic, cere-mă scuze, ce alea, ha, ha, ha. Ai avut prima oară respect de taxul și a doua oară nu mai ai respect de taxul, te duci la el. Să spun de ce, pentru că tu nu știi conversația separată pe care eu nu am postat-o. Hai că Sucina a zis, să moară să facă. Dacă nu, eu garantez nu știu ce. Eu când m-am dus la taxul la ușă, eu m-am dus cu cuvintele lui. Băi, ai garantat să-mi bag, să-mi fac sale, că nu mai vorbește fitul. Înseamnă că dacă ai garantat, ești responsabil. Păi dacă eu spun ție, dăm 10.000, că ți-au... Ia fii atent, Filipașe, dăm 10.000. Stai o secundă. Alo? Da. Da, e bine. Ciao, ciao. Ia fii atent, Filipașe. Dacă tu mă suni pe mine, băi Alexe, vreau să-mi iau un S în rate. Ia fii atent, și Vărâmiu are un parc auto de leasing, da? Și tu mă suni pe mine. Mă nene, mă lași un secundă ca să-ți dau exemplu, ca să înțelegi și până mă poți să mă juri tu 7 ani. Tu mă suni pe mine, Vărâmiu ăla de la parcul de leasing? Și eu spun, da, Filipașe, Vărâmiu. Îți dau 10.000, vreau și un unes în rate, îți dau 10.000 avans, răspuns tu de ei, garantez de bani? Da, veri, eu răspund. Și părmă, eu îți iau banii 10.000, nu mai răspund, nu mai primi niciunes. Ce faci tu? Deci omul ăla era vagabond, crescut pe străzi, cum ar veni, păi și el, mafiot, în ghilimele. Tu n-auzi vorbele. Păi omul a spus, dar fii sui nebun, că omul ăla nu era vagabond. Bă, Alex, eu astea aveam pretenții la tine, părerea mea. Câinele meu. Câinele meu dresat, născut, crescut de mine, trebuie să aibă, să audă glasul meu. Sau vorba mea. E simplă. Înseamnă că dacă n-aude glasul meu, vorba mea, nu recunoaște vorba mea și nu știe de mine că eu sunt patronul lui, înseamnă că îl alimentez. Și atunci ce facem? Stai așa ca să dăm și ție și lui ăla și lui ăla. Omul era speriat când a spus mâna pe el și taxul și el. Eu păi sunt sigur, da. Omul era speriat, într-adevăr, era speriat. El când a zis că garantează, a vrut copiii să se ia în mâinile voastre. O să te explic eu de ce era speriat. Pentru că el nu este șmecher, vorbește de șmecherie fictiv. Era cine? Sicilianu? Păi nu vezi, mă, că e un nebun. Ok, mă, toată lumea. Păi dacă, mă, nu e nebun, nu e șmecher. Păi are un gram de nebunie, mă refer nu pe smart, doială pe băiețeală, pe astea, omul vorbește avioane, total okay. Avioane. Și atunci ce vreau să spitalul nou, să-i dau tratament? Eu nu pot să-i dau tratament, singurul tratament ce pot să-i dau, îl dau... Vorbește, n-a vorbit numai de tine. A vorbit, tu știi că a vorbit de o grămadă de lume și ai de văzut și tu toate videoclipurile. Dacă l-a spurnat. I-am trimis mesajele mele în privat. I-am zis, numai vorbește de mine, fă-mă bulangiu, homosexual, prăduitor, săgeată, fraier, că am sub pula, că m-am futut în cur, nu-i problema, vorbește de mine orice. Nu mai pune poze cu nevastă mea. Da, da, mă, aici sunt de acord cu tine, cu nevasta, cu copilul i-am tău. N-avea spus o lună de zile, n-am vrut să înțeleagă. A trebuit să mă pun în acțiune. Ești nebun. Pune tu poze cu nevastă mea de mâine, că ți arăt că în 2 săptămâni te găsesc. Sau pune o poze cu nevastă de mâine și o să vezi și tu că îți faci ambiția și tu și mă găsești și tu. Hai, joacă pe asta. Da, mă, băi, părerea mea e că n-ai făcut bine cu bătrânul ăla. Nu, mai, că înțelegeți mulți greșit. Dom'le, că de ce te-ai coborât la mintea lui ăla? Mă judecați. Nu, lasă că te-ai coborât, frate, lasă că te-ai coborât, că ai făcut bine ce ai făcut. Nu trebuia odată, părerea mea, să nu-l pui pe internet. Că nu le-ai dat dovadă. Uite ce eu l-am pus pe internet, o să spun de ce l-am pus pe internet. O să spun de ce l-ai impus pe internet. Eu nu l-am pus pe internet ca să mă dau mare, că vezi, Doamne, pe cine am înjosit noi și alea, că nu, că trebuia, că vreau să înjosim pe cineva, trebuie să înjoseam pe unul cu 200 de chile care... Asta am zis eu, bate la ușă, la un șmecher, bă, ia vină mă... Bravo, care ne-am înjurat și alții, eu l-am pus pe internet... Păi eu ce zic, bate la ușă, la șmecher, vină mă cu acolo, vreau să mă fac cu tine. Eu l-am pus pe internet și l-am postat, de ce? Ca să înțeleagă toată lumea că ăsta vorbește din cărți, din abecedar, pagina, ultima pagină, din rezumat. Și că ceea ce vor... Pentru că mulți nu au în serios, bravo, vârule, făi... N-ai mă cum să-l iei în serios, cu toată lumea a văzut că vorbește avioane. Cu taicăsu, de ce... Ascultă-mă, cu taicăsu, de ce nu a luat bătaie că l-am prins cu taicăsu? Uite, e și camaz aici așa, scrie și camaz, te pup, frate meu. Că l-am prins noi cu taicăsu, eu eram în Columbia, nu eram, dar eram eu acasă, eu aveam alt program pentru el.
cutia de smântână, băgat în gură și alea, bătut la cur cu cureaua, pantaloni jos și alea. Eu am alte programe pentru ăștia, că eu sunt bagabot, eu sunt vienu, sunt pășcă. Deci puneai mâna și cu taxul pe el. Nu cu taicăsul, dacă nu era cu tasul. Mă Ai, sună făcut. prietenii mei, frații mei și zice, bă, vede, ce facem că-i cu tasul aici? Bă, dacă-i cu tasul, lăsați-l în pace, dar nu-l scăpați, măcar să-și ceară scuze. Ca să înțeleagă oamenii Eu să ție îți dau poți. ție dreptate totală ce a făcut bulangiul ăsta, cum îl cheamă, sicilianul ăsta, mizeria asta. Ascultă-mă o secundă. Noi că l-am... Nici mie nu ar place să prindă cineva pe vreunul, pe fiul cu mine și să dea vreun pumn, vreun smart 2 de ăsta, 2-3 smart 2 de ăsta și eu să n-am putere. Și ce am zis? Băi, cu tasul lăsați-l în pace. Că dacă eram câini de aia zdrențe, luăm regula nouă, care e regula nouă din 2012. Vreți să spună care e regula nouă din 2012, nu mai interlopă? Adică să te prind cu nevasta, cu Nu, fită, vreau să spun cu eu care e regula nouă din 2012, nu mai interlopă, că nu, da, nu sunteți păstrăși și nu înțelegeți mulți. Bătuți cu copii, cu câini, cu neveste, cu măsa, cu tasul, cu toată lumea ca să înțeleagă șmecherie. Asta este regula nouă. Înainte era regulă, ești cu nevasta, ești cu copii, ești cu măta, ești cu tactul, n-are voie nimeni să spună S-a nimic. schimbat, a venit generația asta Bătuți și nouă. luat în fașe, luat în cărucior, aruncat cu căruț, cu tot, cu măsa, cu câine, cu pisică, cu cot, cu alt, ca să înțeleagă, ca toată lumea să înțeleagă, toată lumea, să nu mai vorbească niciodată nimic. Asta era regula. Da? Da, ce am zis? Lasă-mă așa, e cu tasul, ia-l, lasă-mă că noi suntem calificați, noi suntem Aici nu înțeleg, că ai zis că era cu taxul. Dacă deodată ai avut respect, după aceea n-ai mai avut respect față Păi de n-am mai avut respect, deci o să spun de ce n-am mai avut respect. Dacă tu îmi spui mie, îți garantez că... un om simplu, mă, și el a vrut să-l Fii atent, potolească pe îți răspund fișul. ceva, îți Atâta răspund tot. ceva. Tu garantezi mie, te prind, mă întâlnesc cu tine, nu te prind, da? Da. Scuze-mă. Filipașe, ăsta este pe psicola și tu spui, da, garantez să moară copiii mei, dar nu-i garantez. Și când ia o gură, nu e pe psicola, e whisky. Cum facem, mă, Filipaș? Păi da, hai ca să spun că nu mă Păi las nu, să spun. nu, tu Omul spui ăla nu că e la un om. un om. Tu mai Omul ăla garantat nu e că e un pe vagabond psicola să și ia fie o știut gură să le de ia whisky. pățisul. Ascultă-mă o secundă. Păi, fii Direct atent îți cu ăștia spun, da, smecheri. Mă, Băi, tu așa e cum ai la zis tu. șmecherie. Dar tu mă Tu iei te pe prezi, Filipașe, ale tale. ăsta Da, este ai dreptate că dacă ăla e Pepsi și bei o gură și eu zic după că e cola. Ok, și atunci dacă Am tu nu mi-ai înțeles. garantat și nu mai ai răspuns la Eu vreau să telefon, eu zic te fie spun. altceva. Ascultă-mă.